era tot știutor. Odată un țăran invidia viața fără de grijă a avocaților, judecătorilor și notarilor, așa că se gândi să facă în așa fel încât să fie la fel ca și ei. Își cumpără deci o perucă albă, togă neagră, după care agăță de ușa casei lui o tăbliță pe care erau scrise următoarele: Doctor tot știutor. Nu bine agăță tăblița că trecu pe acolo un om căruia nu de mult i se furase o mare sumă de bani. Dacă omul ăsta știe tot, atunci trebuie să știe și cine sunt hoții, gândi el. Am să merg să-l invit la masă și în acest timp îi voi povesti cele întâmplate. Cu siguranță va descoperi hoții. Îl invită la masă pe țăran acasă la el. În timp ce masa era servită, intră în cameră un servitor care aduse primul fel de mâncare, iar doctorul atotștiutor strigă: Uite, sosește primul! A vrut să spună că sosea primul fel de mâncare. Servitorul, care era unul dintre hoți, a crezut că a fost descoperit. Se întoarse înfricoșat înapoi la bucătărie și i-a spus colegului lui: Acum du-te tu! Acesta duse el cel de-al doilea fel de mâncare la masă, dar era și cel de-al doilea hoț. Când intră, doctorul atotștiutor spuse: Ia uite, aici este următorul. Așa se întâmplă și cu cel de-al treilea servitor, care era și al treilea hoț. Celor trei servitori nu le-a mai rămas altceva de făcut decât să-și recunoască fapta și să înapoieze banii păgubitului. Stăpânul casei îi dădu o recompensă frumușică doctorului atotștiutor și, începând din acea zi, se spuse despre el că le știe într-adevăr pe toate.